Cred că e un moment potrivit să vă prezint, sigur, nu în detaliu, aria tematică de cercetare a Institutului de-a lungul celor de 20 de ani de activitate. Aceste direcții de cercetare, cele mai multe dintre ele, au fost valorificate prin publicare de volume, volume realizate în interiorul Institutului, în totalitate, partea tehnică, de pregătire, până la tipar. Tiparul, desigur, fiind executat de tipografii specializate în acest sens. Spun acest lucru pentru că el arată că cercetătorii din Institutul nostru sunt capabili nu numai să ducă la un sfârșit corecte, ci să și coordoneze, redacteze, editeze volumele de studii și documente. Aria tematică pe care vreau să o prezint foarte pe scurt nu are o, să zicem, împărțire, n-am împărțit-o pe categorii, ci sigur am extras-o pe un criteriu Institutul a început, primele proiecte de cercetare au fost consacrate studiului ideologiei și structurilor comuniste integrate în periferică și în completarea acestei teme de cercetare, un alt colectiv a realizat o cercetare privind istoria mișcării legionare. Această cercetare aparte s-a încheiat și ea a văzut proiectul de cercetare a fost valorificat și publicarea mai multor volume de documente. Am inclus în planurile noastre de cercetare și în cele editoriale tratarea relațiilor româno-sovietice, atât în perioada deci, cât și în timpul guvernării Ceaușescu. Despre rezistența anticomunistă s-a putea, aș putea să vorbesc aici un timp mai mult, dar nu am la dispoziție, fiindcă foarte multe volume de documente și studii publicate de institut au fost consacrate acestui aspect. Am publicat volume despre rezistența anticomunistă în Bucovina, Oltenia, Banat, Dobrogea, Maramureș, Apuseni, Văveraș. O altă temă foarte bine fructificată a fost colectivizarea agriculturii în trei dimensiuni, dimensiunea politică, aspectele represive și legislația colectivizării. Deși nu suntem un institut de specialitate, am lăsat un spațiu editorial pentru tratarea istoriei militare, și sunt cunoscute cele două volume consacrate evoluției tratatului de la Varșovia, dar și două volume despre tratamentul aplicat de zidei militare în România după instaurarea regimului comunist. Despre istoria Basarabiei am publicat mai multe volume realizate de colegii noștri din Pavel Moranu și Vitalie Dorade. Despre regimul de detenție avem cel puțin 10 volume, dacă s-o potim aici și biografiile celor încarcerați, precum și un volum foarte important pentru că arată cadrul instituțional și juridic, deși normele nu erau aplicate, dar ele erau puse într-un cadru formal. Sigur, comandații de închisori, oricum știm, nu respectau nici măcar aceste norme impuse de regimul comunist. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, așa cum s-a menționat și mai devreme, a constituit de asemenea obiectul de cercetare. Director Radu Ciuceanu a realizat un volum privind
prezența reprezentanților bisericii în documentele securității și cum securitatea urmărea desfășurarea activităților în cadrul bisericii. Acest volum a cunoscut și o versiune în limba engleză. De asemenea, există cercetări și volume publicate privind relațiile sovietochineze, istoria social-democrației, mai ales sub aspectul reprimării ei sub regimul comunist, activitățile SSI de perioada și de al doilea război mondial, o istorie documentară a fondului Bulgarilor, o monografie despre reforma agrară în 1945, o istorie organelor de securitate până în 1964, un volum consacrat relațiilor poloneze, volume privind istoria Poloniei, cu accent pe momentul Solidaritatea, un volum consacrat istoriei minorității germane în România în 1944, un alt volum despre bulările din universitățile din România în anii stalinismului, o istorie economică din perspectiva Caierului, memorii, așa cum s-a menționat, mai multe volume de memorii ale foștilor deținuți politici, dar și viața cotidiană. În acest sens, Institutul a publicat un foarte interesant volum de memorii a unui fost primar în perioada comunistă, din care se poate, regăsi aproape pas cu pas desfășurarea activităților într-o localitate din România în anii 70. Alte teme au fost legate de urbanism, de politica externă a României în perioada Dăncilă și Ceaușescu, de istoria Uniunii Sovietice în momentul Gorbaciov și, desigur, trebuie să închei această prezentare cu lucrarea care este considerată o sinteză, dar în același timp și o împlinire din perspectiva capacității instituționale a Institutului de a coordona, de a organiza un proiect național, vorba de Enciclopedia Regimului Comunist, o lucrare pornită de Institut, dar realizată, dusă la bun sfârșit cu colaborarea a aproape 100 de cercetători de la diverse institute de cercetare, CNSAS, Arhivele Naționale, diverse universități din țară. Din această lucrare au apărut până acum două volume consacrate represiunii, un volum despre instituțiile din România și, în pregătire, este un volum, poate vor fi mai multe, despre Partidul Comunist, structurile sale în perioada 1945-1989. Am să închei punctând patru elemente pe care le consider definitorii pentru bilanțul de 20 de ani. Primul ține de faptul că Institutul a permis afirmarea multor tineri cercetători care cu greu în anii 90 și-ar fi putut găsi în cercetarea științifică un loc în care să publice la început articole, studii și mai târziu volume. Al doilea element pe care îl consider important este cel legat de activitatea editorială. Trebuie să vă spun că au existat ani în care Institutul a reușit să publice, e adevărat, cu finanțare de la bugetul de stat, dar combinată și cu sponsorizări private, 15 volume în singur an. Nu vreau să fac comparații cu activitatea altor institute, nu stă în puterea mea să fac acest lucru, dar pentru un institut mic, un corp de cercetare destul de limitat, am publicat 15 volume în singur an, volume foarte diverse, la volume de documente, studii, biografii, analize instituționale, deci o paletă foarte al treilea lucru care caracterizează cei 20 de ani de activitate este o deschidere
Dar au fost și alte manifestări realizate prin parteneriate cu institute, centre din spațiul ex-Sofiei. Și în sfârșit, ultima, să spunem, caracteristică pe care o consider poate cea mai importantă este că am reușit în acești 20 de ani să păstrăm un ton de obiectivitate. Dacă veți parcurge volumele noastre, primul a apărut în 1994, cel mai recent este 2012, nu cred că veți putea găsi afirmații care să aibă coloraturi politice sau de altă natură care să deformeze interpretarea științifică. Cred că am respectat această disciplină în a privi actul cercetării ca un act de mare responsabilitate față de societatea de azi, dar mai ales pentru cei care, generațiile noi, care vin și vor să vadă într-adevăr ce s-a întâmplat aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule conferențiar. La sfârșit, îi invit pe domnul profesor Dr. Cucianu să aibă ultimul